Și acum intrăm la standul Yamaha să facem o trecere în revistă. Sunt singurii care au sistemul ăsta unde trebuie să te scanezi. Temperatura corporea normale. Normale. Începem cu mobilitatea urbană, Iulian, fix, pentru că tocmai ce s-a lansat noul T-Max, Nothing but the Max. Exact. Iată-l aici. Wow, da, ce spate. Chiar da, chiar bune, da. Bine, mi-aduce aminte de Kit, și ce de culori. Knight Rider. Exact, David Hasselhoff. Vorbește? Zice ceva? Wow. Bine, asta e și avem un pic aranjat. Un joystick aici. Da, ceva pentru nou. Ce? Pentru meniu, și o frână de parcare, dacă vezi, tu vezi? Frâna era, o mai da, dar nu așa. Da, într-adevăr, e un pic aranjat, dacă vezi, accesorii jiri. Da, 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 asta zic, uite. Cu... Nu e chiar modelul standard. Nu e chiar modelul stock. Fața schimbată, mie îmi place. Da, are da, așa da, o față da, de balenuță cu minte, cumva, da, parcă nu știu de ce, nu? Mai era uman. Mai agresiv modelul precedent, da, 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 look, nu? Parcă seamănă cu generația de acum două, generații anterioare. Exact. Iată și pe galben. Mi se pare mai expresiv. E bordul pornit? Da. Oh, frumușel, nu? Pe color. Hop. Bordul. Și joystick-ul ăsta face ceva? Da. A, interesant. Interesant. A, dar al cui este acest joystick? Din jos. Și uite, app, machine settings, application, muzică, vehicle info. Mă, acum, theme. Serios, e o integrare foarte frumoasă pentru un bord de acest da, gen. Da, da, de obicei, da, da, da. Și foarte multe informații. La japonezi și chiar la Yamaha. Nu prea le-a ieșit partea asta. Dar asta da, pare un bord... Ia și tem, ia. Hai să mergem mai departe. Ia uite, mă, ia vedem ce teme are. E schimbat. Oh, ce tare. O să vedem live. Când o fi la test, dacă o să fie când în România. Vreme. Trebuie să fie. Că... Navigăm un pic așa prin zona de scutere. Tri-City, 300, Tri-City, culori 300, noi pentru culori ele. Noi asta pentru poliția stradale, Andrei. Blue core. Și imediat de la scutere, trecem la departamentul racing. Avem aici... Mezina R125. R3-ul. Am postat detalii pe site-ul nostru despre ediția aceasta aniversară World GP. Frumoasă, 60 frumoasă. De aniversar de ani. 60 de ani, pardon. R3-ul în aceeași schemă grafică. R7-ul ăsta, nu știu ce să zic de el, nu știu. Acesta este noul R7, dar în culoarea aniversară. Pare interesant ca... Ce poziție ai? Cum ți se pare ca... Te simte, aici te simți bine. Cum? Foarte mișto scobite, știi? E... Îmbraci bine rezervorul și poți să-l ții. E, poziție foarte sportivă. Băi, eu știu că a fost o discuție așa pe net, că ce motocicletă sportivă e asta pe baza MT-ului 07, dar cam genul ăsta de motociclete să caută acum. Da, asta e un concurent bună direct, la toate. Un concurent direct la știm, Aprilia R6 10. Nu vreau să aduc în discuție argumente personale, să zicem. Totuși, Aprilia are o electronică în plus. Bestia cu care... Ne-am delectat astăvară pe circuit, mă rog, în limita capabilităților noastre, evident. Și iată, aici avem și un colț dedicat lui Valentino Rossi. Un colț pe rotund dedicat lui Valentino Rossi la standul Yamaha. Marele Valentino Rossi. Dacă nu mă înșel, sunt cele patru motociclete cu care a câștigat MotoGP-ul când era la Yamaha. 2005. Aici ar trebui să fie 2004, mă rog, le-am luat noi în ordine inversă. 2008, dacă nu mă înșel, e ultima câștigătoare. 2008 sau 2009. Și sărim brusc la zona de adventure, Iulian. Ia uite un pic aici, că pare ceva nou la tenere. Culori noi, schemă grafică nouă cu scrisul ăsta mare, tenere. Din nou, asta este o variantă accesorizată, genți laterale Yamaha,
Uite ce mișto e materialul. Și asta par destul de solide. Derapant, așa, e chiar... Și impermeabil sub, da, uh-huh. E impermeabil. Dar prinderele îmi plac, par destul de solide, așa, par destul... Așa, aceste creșberuri. Apoi avem și culoarea aceasta albastră, deosebită. Noutate este pentru varianta Rally. Da. Schema aceasta, grafică alb cu roșu. Frumos. Deci avem același pachet cu Toba Krapovici gata din fabrică, scut la motor și cu ce mai șaua mai îngustă. Avea. Șaua, da, modificată. Dar de data aceasta în pachetul alb cu roșu. Și mergem mai departe acum să vedem secțiunea de touring. Touring stradale. Unde? 3x7. Unde avem o surpriză de la Giro d'Italia. Ia urcă Iulian să-ți facă o poză, să ai o amintire. Opa. Nikon a fost motocicleta oficială a turului Italiei, folosită des în astfel de competiții și în trecut, dacă ți-aduce aminte, dacă te-ai uitat vreodată, erau da, Yamaha avea cumva cu ea. O înclinare spre ciclism. Și în spate aici mai avem un Nikon GT pe portocaliu. Culoare nouă din nou, 2022. N-am mai văzut până acum, nu? Greșesc? Nu, nici n-am văzut, e culoare nouă. De la doar 16.000 de euro. Apoi, bineînțeles, ajungem la tracerul nouă. Chiar asta e. Este. Să mă urc și eu pe una, că n-am apucat, că dacă nici n-am fost în Italia... Da. Cum ți se pare? De ok. Interesant așa ca poziție. Bine, o, pentru poziție. Înălțimea mea e parfum, nu vezi, ai că pun piciorul jos. Ai amorât ta, zici că ai vreo 6 metri, Andrei. Bă, da, uite ce ușor pun piciorul. Adică normal, ating, mă chinui fără... E o touring, nu adventure, nu rally, nu trebuie să stai pe vârfuri. Au foarte multe cereri anul acesta pentru o. Nu prea am avut timp să luăm la test. Dealerii de obicei au vrut să vândă cât mai multe, să ajungă la clienții care au comandat și nu am reușit să eu să merg cu... La oamenii care chiar au fost interesați, nu doar la curioși. Și acum trecem la zona care încă ne mai este nouă, păi, dragă, nouă. Adică s-au îmbătrânit și nu ne mai plac naked-urile ba, sportive. Ne plac, bineînțeles că ne plac, nu știu cum... MT-ul 10. MT-10-ul ăsta cu noua față, ce să zic. Noua așa, fața sunt... MT-ului 10. Încă nu m-am decis. Dacă îmi place acum, sau nu. Acum, noi avem o vorbă, dacă nu te întorci să-i faci o poză după ce ai parcat motocicleta, da. Nu ți-a la motocicleta care trebuie. Nu știu ce să vă zic, fiecare își face propria părere despre motocicleta asta, despre noul MT-10, proaspăt lansat, a fost prezentat acum, cred că 2 săptămâni, prima oară când îl vedem, iar MT-10 varianta SP pe care este Iulian, hai să vedem cum ca de obicei, suspensii îmbunătățite față de varianta standard, și Ölin sau Urii față spate, semi-active, deja altă ligă, cum ne-a obișnuit Yamaha pentru variantele SP. Aceeași calitate la materiale, la atingere, cruise control. Prețul încă nu este afișat nici pentru aceasta, dar o să aflăm în curând de la dealerul local și importatorul local Moto Dynamics. Dar asta voiam, de asta am venit aici. Acum, aceste semnalizări pe negru total, parcă seamănă cu ceva din Predator versus Alien, Transformers. Care tocmai ce a ieșit acum din Transformers. Nou și arată așa supărat, dar voiam să insist pe accesoriile astea. Chiar băi, accesoriile de la acest model chiar sunt foarte tari. Inclusiv butoiașul pentru lichidul de frână. Personal n-am înțeles niciodată de ce și-ar pune cineva protecții de astea pe stradă, care nu merge la circuit. Dar în situația asta, în cazul ăsta, semnalizarea e altă semnalizarea treabă. E ceva frumos. Și scărițe, Gilles, schimbătorul. Da, cred că e tot pachetul, tot ce se poate pune da. De la, pentru MT-ul 10, de la Gilles. Toba Krapovici, capace la motor,
Inclusiv absolut tot, inclusiv, da. Da, foarte, foarte, foarte frumos. Un design tineresc, modern, nou. Acum, știi cum e, dacă te-ai urcat pe ea, nu mai vezi cum arată, dacă chiar te deranjează cum arată fața aia. Și de asta așteptăm la fel și MTU 10 la test. Și mai avem, da, aici, XSR 900. O motocicletă pe care nu prea mișcă, nu prea o bagă lumea în seamă în România, nici pe asta de 900, nici pe ăla de 700. Acum, acest nou model are la bază MTU 09, care a fost complet schimbat anul acesta. Cumva ne așteptam, când în primăvară a fost lansat MTU 09, ne așteptam să vină și XSR-ul 900. Există un articol pe site la noi cu toate detaliile legate de acest motor. Foarte frumos în perecherea și cu casca aceea. Da, 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 adică dacă mi-aș lua motocicletă, aș lua-o cu tot cu cască. Da. Uite ce detalii cu prindere racing. Interesant. Și fii atent. Mi-avea gust în style. Da. Chiar da. Detalii care fac diferența. Ușor, ușor. Învață japonezii de la europeni, de la italieni. Iar aici avem aceeași motocicletă în varianta negru. Accesorizată, în plus, nu știu. Ce îmi place la XR-ul de 900, șaua care e dintr-o bucată și pentru pasager și pentru pilot și arată ca o șa de cafe racer, știi? Exact, da. S-au gândit foarte, sunt curios cum se stă pe aia. Dar fă o probă. Nu știu că facem acasă.